Salutare, dragii mei! Am zis să-mi iau o tigăiță pentru prăjit, pentru tras legume repede și pentru că m-am cam săturat de chestiile din aluminiu, din placate cu tot felul de lucruri, de la Tefal, de la... Și atunci m-am gândit să-mi iau una din oțel carbon. Am vrut o tigaie clasică. Așa cum am prins eu pe vremuri în anii 70-80. Și pentru că n-am mai găsit, zic hai să iau una. Una din comerț și o-i găsi din oțel carbon. Pentru mine m-a interesat un diametru de 24, cu 24 mă împac foarte bine, este suficient, sunt și mai mari, nu mi-au trebuit. Mie măsura 24 mi s-a părut suficient. Și am comandat la Handy minunea, care zice că este pentru șefi, că este profesională. Domnilor și doamnelor, vreau să spun că în momentul în care mi-a venit coletul, am crezut că au greșit ce au trimis, pentru că mi s-a părut că e din fontă, foarte grea. Deci, fiți atenți. Tabla de oțel. Nu știu dacă o să se vadă. Dar are 3 mm grosime. Eu efectiv am rămas șocat. Mie nu mi-a venit să cred că cineva a putut să ambutiseze o tablă de 3 mm. Coada tigăii este și mai mare și mai groasă. Are 4 mm. Doamne Dumnezeule, e ceva monstruos, pur și simplu. Și când a venit nebunia asta, și urâtă așa cu sudură pe aici și tabla fiind atât de groasă, nici măcar n-au trebuit să mai coboare cu mânerul. Să facă o ranforsare. Pur și simplu, a fost suficient să-i facă o sudură dreaptă mânerului. Și cu seria asta ștanțată aici, zic, ce Dumnezeu am cumpărat, mai frate, chiar mă gândeam, băi, s-o trimit înapoi, nu e foarte grea, are nebunia asta, are 1,6 kg, deci e ceva de noaptea minții, nu-ți vine să crezi. Eu folosit tigăi ușurele, n-am așa ceva, un... Auzi cum sună. Deci numai asta, dacă te-a pus necuratul să umbli pe stră, să vii târziu acasă și a pus nevasta mâna pe ea, te-a nenorocit, ți-a dat una în cap, ăla ești. Era vorba aia cu tigaia plină, hrănește, tigaia goală pedepsește. Dacă te-a pedepsit nevasta cu așa ceva, te-ai nenorocit. Doamne Dumnezeu! Și cum vă spunem, e oțel zdravă de tot.
Nu știu ce-i cu dunga asta. Probabil de la laminare, de la ambutisare, de la nu știu. Și oamenii ăștia ne spun în... Mă rog, că e tradițională, că este potrivită pentru toate sursele de căldură, foc deschis, plită, paragaz, inducție. Ne spun aici și cum să o asezonăm. Era pe undeva în românește scris. Nu mai știu pe unde, dar... Mă rog, se pune ulei, se pune până mai sus, se pune sare, se pun coși de cartof, după care se prăjesc cojile, se scurge surplusul de ulei, se scot cojile și sarea care mai rămâne și cu sarea care mai rămâne și uleiul se freacă foarte bine suprafața, ceea ce am făcut. Dar, după cum vă spuneam, eu chiar mă pregăteam să trimit minunea înapoi. Zic, băi, nu, ori au greșit, după ce m-am lămurit că n-au greșit și am văzut cât de groasă și de grea e, zic, băi, nu, eu nu pot să gătesc cu așa ceva, e noaptea minții, cum să folosești o tigaie de 1,6 kg goală. Numai că prăjind coșile de cartofi, am realizat că temperatura se transmite foarte... Nu vă uitați, la plită e folosită, e uzată, e... s-a muncit pe... Așa, unde rămăsesem? Deci, urmărind cum se prăjesc coșile de cartofi, am fost surprins că nu se lipește practic de fundul tigăii. Temperatura este distribuită uniform în toată baia de ulei. Și asta a fost o surpriză foarte plăcută. Foarte plăcută. Mi-am dat seama că e ce trebuie să fie. Iar în momentul în care o manevram cu... Deci imaginați-vă, cu ulei până aici sus. Deci are ea 1,6 kg și... Să fi avut încă 500 de mililitri de ulei, plus coșile de cartof, mă rog, plus sarea pe care am pus-o, pus un pumn zdravă. Și totuși, foarte, foarte, că sparg și plita pe. Foarte bine, foarte bine echilibrată, foarte bine o simțeam în mână. Și acum o să facem cu minunea un test. O să prăjesc niște cartofi ca să vedeți cam cum se comportă. Deci foarte zdravă, foarte zdravă la lucrare. Clătite e exclus să faci cu așa ceva, dar nu știu, e... M-a cucerit, ca să spun așa. Acum de Valentine's Day am prins drag de ea. Deci n-am gătit în ea, doar am asezonat-o așa cum spun ei, cu sare, cu ulei, cu coși de cartofi. Și acum e prima oară în premieră când o să prăjesc în ea. Și vreau să vedeți cam cum se întâmplă lucrurile în minunea asta. Revin. Deci ce m-a interesat pe mine de la o tigaie era ca temperatura, în cazul meu prăjesc cartofi, ca temperatura
băi de ulei să fie cât de cât uniformă, să nu lipească de fundul tigăii și deasupra să rămână nefăcuți deasupra uleiului. Și mă interesa în mod special că vorbim de cartofi, da, poți să tragi legume la tigaie, nu despre asta este vorba. Pe mine mă interesa să-mi facă rapid o crustă, să-mi sigileze practic alimentul, iar apoi în mijloc să se coacă, să fie crocant la suprafață și relativ moale în interior. Asta m-a interesat pe mine. Iar chestia asta n-am reușit să o fac cum trebuie cu tigăi din aluminiu, cu Delimano, cu tefal, cu fonta nici atât. Fonta coace, e bună pentru copt, dar pentru prăjit, pentru sigilat rapid, doar frituri eventual, altfel nu funcționează. O să-mi pornesc plita. O să-mi pun ulei. Așteptăm să se încălzească și vom pune cartofi. Deci nu trebuie să încingem uleiul foarte tare pentru că îl ardem. Îl încingem cât de cât până începem să vedem că se degajă niște vapor. După care ne punem alimentul, cartofii în cazul nostru, astfel încât ei să treia căldura și să se domolească. Uitați cum se domolește temperatura. Altfel, dacă îi punem prea târziu, ardem uleiul, nu este bine deloc. Este mai bine să-i punem când temperatura este cât de cât așa cum vă spuneam, în momentul în care încep să se vadă niște degajări de aburi, de ei vor absorbi temperatura, se va face un transfer termic între ulei și aliment. După care va începe efectiv procesul de prăjire. Temperatura va crește din nou, dar ce vreau să vă spun, ce am remarcat eu la, scuze, va peste camera, la această tigaie, este faptul că nu prea stropește, așa cum fac celelalte. Un alt aspect este că nu mă plătește YouTube pentru filmele astea, nu mă plătește Handy, nu mă plătește nimeni. Dacă eu consider că un produs este bun și că își face treaba, îl recomand. Dacă nu, spun că am pus un dobitoc, că am cumpărat așa ceva. Asta ca să fie clar. Nu o să laud niciodată o chestie
care nu mă satisface și nu-mi convine. Consider că am fost păcălit. Iar cu tigaia asta, uitați-vă și voi, arată urât. Deci ea ca obiect nu e vopsită, nu e, n-are cine știe ce coadă, o sudură urâtă. Pe aici, deci e urâtă, e urâtă, deci nu e ceva frumos, nu e ceva elegant. Dar după câte am văzut eu că poate să facă, prăjim cojile alea de cartofi, că nu-mi trebuie prea mult să-mi dau seama, este excepțional. Deci ca utilitate este excepțional. Și până la urmă este făcută pentru profesioniști. Nu o să vină nimeni în bucătărie să vadă ce frumoasă e tigaia bucătarului. Pe oricine interesează gustul. Deci tigaia asta chiar dă gust. Este nemaipomenit. Uite ce frumos se întâmplă lucrurile. Se simte că e o masă compactă, nu se lipesc, nu se... Fundul tigăii rămâne curat. Aici din bom. Să se prăjească uniform. Uleiul sfârie. Nu stropește, nu... E... Minunat. E minunat. Și cam asta este, miros demențial. Exact gustul cartofilor din copilărie. Ce frumos! McDonald's poate să se ascundă. Iar în ulei, uite, am prăjit cartofi, arată foarte bine, nu e ars, nu e ce să mai prășesc. Revin. Iar peste am sărat un pic de brânză. Și cam asta este. Ce poate fi mai bun decât niște cartofi prăjiți cu brânză rasă?
Dintre toate preparatele pe care le-am făcut în viața mea, dintre toate minunile, asta este mâncarea mea preferată. Cartofi prăjiți cu brânză rasă. Mulțumesc frumos, multă sănătate, toate cele bune!